într-o scrisoare datată 1489, trimisă de regele Ungariei Matei Corvin, papei Inocențiu al VIII-lea, descoperită recent la Veneția, acesta arăta faptul că bunica sa, Elisabeta, mama lui Iancu de Hunedoara, ar fi avut o soră mai mică, pe nume Stella, domniță care ar fi fost răpită de otomani în urma unei incursiuni a acestora în țara Hațegului, dar care, datorită frumuseții sale sclipitoare, va ajunge în haremul sultanului Murad al II-lea și va da naștere celui de-al treilea fiu al acestuia, cel care va rămâne în istorie sub numele de Mahomed al II-lea Cuceritorul. Această informație, coroborată cu altele descoperite ulterior, inclusiv cu legende care circulă în zona Răchitova din Hațeg, induc faptul că mamele lui Iancu de Hunedoara și Mahomed al II-lea Cuceritorul au fost surori și deci implicit cei doi giganți ai istoriei medievale ar fi fost veri primari. Se mai poate adăuga faptul că numele otoman al mamei lui Mahomed al II-lea, Huma Hatun, se traduce în română ca domnița de pe culme.